Matei, capitolul 7. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, cu ea vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu observi pârna din ochiul tău? Cum poți spune fratelui tău, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi, când tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu dați lucrurile sfinte la câini și nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă și să vă rupă. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, pentru că oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine dintre voi, dacă îi cere fiul său o pâine, îi dă o piatră, sau dacă îi cere un pește, îi dă un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, fiindcă în aceasta este cuprinsă legea și profeții. Intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și sunt cei ce intră pe ea. Strântă este poarta, îngustă este ea, care duce la viață, și puțini sunt cei ce o găsesc. Păziți-vă de profeții mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru lacomi. După roadele lor îi veți recunoaște. Oare culeg oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, însă pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele și nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Astfel că, după roadele lor, îi veți recunoaște. Nu orice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne, oare n-am profețit noi în numele Tău? N-am alungat noi demoni în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune, niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi toți care săvârșiți fără de legea. De aceea, oricine aude cuvintele mele și le împlinește, se va asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude cuvintele mele și nu le împlinește, se va asemăna cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A căzut ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea și ea s-a prăbușit, iar prăbușirea ei a fost mare. După ce a sfârșit Iisus aceste cuvinte, mulțimile au rămas uimite de învățătura lui, fiindcă el îi învăța ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor.